Bună seara, stimați telespectatori, sunt Ionuț Capăt, alături de voi până în jurul orei 21, emisiunea Gloria Noastră în această seară cu invitatul nostru, domnul Ioan Ovidiu Sabău. Bună seara! Bună seara! O să discutăm în această emisiune, bineînțeles, sportivă, despre mai multe aspecte, privind Liga I la fotbal, privind Gloria Bistrița. Sunt meciuri tari, meciuri grele, situație complicată, atât în clasament, cât și din alte puncte de vedere. Avem ce discuta cu invitatul nostru în această seară. Domnule Sabău, în primul rând, din păcate, n-am putut urmări partida dintre Polia și Gloria pentru că n-a fost televizată partida. Bine, nu știu dacă merita să fie televizată, dar nu e treaba noastră. Cum a fost meciul de la Iași? Zic că a fost un joc chiar mai bun decât cel de la Craiova. Dacă am fost mulțumit după jocul de la Craiova, după acest joc, sigur, acolo am obținut un punct meritat, iar aici la fel meritam un punct. Chiar au fost câteva momente în care am sperat că vom marca, vom egala și chiar aveam forța să și câștigăm. Sigur, poate lipsa de concentrare în anumite faze a făcut ca să nu venim cu cel puțin un punct de la Iași. Asta, acest lucru îmi dă mari speranțe, că echipa este în creștere și că acei jucători care au venit mult mai târziu la echipă și au suferit din punct de vedere fizic sunt pe drumul cel bun și au crescut ca ritm. Sunteți de părere că jocul Gloria a crescut în ultima perioadă, calitativ? Se leagă mai bine pasele cât de cât? Au fost 5 jucători care au venit cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Unii au fost au venit după lungi sau o perioadă lungă de accidentare, iar ceilalți jucători care practic au fost legitimați cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Și ceilalți care n-au participat la campionatul din Antalya? Vorbesc de Păun, vorbesc de Sân Mărtean, vorbesc de Zaharia, vorbesc de Frăținescu, vorbesc de Băgenaru care a fost accidentat. Jucători care contează foarte mult într-o echipă, să ai 4-5 jucători cu o pregătire fizică modestă. Dar îmi dă speranțe că ritmul a crescut. Sunt Mărtean, care a făcut la fel un joc de excepție, un joc foarte bun. Am avut și o bară, am avut în prima repriză 3 ocazii foarte bune de a înscrie, ratări foarte mari. A doua repriză la fel. Deci e faptul că după joc jucătorii au fost foarte, foarte afectați și s-au bătut pentru un rezultat bun la Iași. Deci nu este o echipă care a abandonat lupta, care nu mai are încredere, care e tot felul de speculații. Nu, echipa este motivată. Putem considera că am avut și neșansă la Iași. Văzusem pe reluare bara lui Sân Mărtean după câteva dribblinguri în preajma careului. A eliminat vreo 2-3 jucători după care a șutat în transversală. Nu știu în ce minut a fost acea reluare. Nu mai știu nici eu exact. Acum la 1-0, căci minutul, golul Iașului a fost marcat în minutul 2. Destul de repede. Destul de repede am început destul de crispați. Primele 15-20 de minute. Sigur, nu au avut acea ocazie în care au și înscris. Au mai avut încă o ocazie mare, după care, practic, am avut noi inițiativa. Am avut bara, am avut două ocazii, Joao, că a avut din 6 metri liber, deci a dat pe lângă poartă. La fel, Coro a mai avut încă o ocazie, era a doua repriză, la fel am avut prin Joao singur, din 6 metri, în zona centrală l-a surprins și la fel Ciucă, o ocazie foarte mare. Deci a doua repriză ei, practic, doar s-au apărat, au stat pe 16 metri și au încercat cu Bâlbă și cu Cristea să plece pe contraatac. Au jucat oarecum și la disperare. Da. Având 1-0 și luptând. Deci au încercat, sigur, să apere rezultatul. Ei, așa cum și domnul Bergodi, chiar și-a manifestat nemulțumirea. Da, și-a spus că doar de rezultate mulțumit. Nu, da, și de rezultat, joc, da, nu și de restul. Da, trebuie să credem în acești băieți, pentru că sunt niște jucători care merită încrederea noastră, sunt jucători care nu abandonează, se pregătesc foarte bine, sunt serioși și multe motive pentru care noi n-am reușit să ne exprimăm așa cum toată lumea s-a așteptat la început de retur. Și bănuiesc că o parte dintre ei au poftă mult mai mare de joc. Toți au dorință de a arăta ceva, toți au dorință de a se afirma. Fiecare dintre ei au orgolele lor, unii n-au jucat la echipele unde au fost, alții vin după o perioadă lungă de accidentare,
Deci, jucători, sigur, dar ca să și ai un randament bun, trebuie să și poți. Ori, acești jucători au nevoie să le acordăm încredere, să avem răbdare cu ei, pentru că cu siguranță noi ne vom salva. Deci nu mi-este teamă, văd interesul care există, ce facem în fiecare zi, preocuparea lor și nu există să retrogradăm. Urmează o pauză de 2 săptămâni, pentru că joacă naționala. Gloria este tot pe locul 12, așa cum a început returul, cu 22 de puncte. Bine, am început cu 21 de puncte, a făcut egal la Craiova 0-0 și urmează meciul cu Steaua din Ghencea. Trebuie să mergem să câștigăm în Ghencea. Da, și avem o perioadă în care putem să pregătim foarte bine acest meci. Am avut o echipă mai modestă, ca valoare, și am bătut, era chiar și la început și atunci era o echipă nouă, jucătorii veniți de la B, de la C, jucători care nu arătau mare lucru la început, până s-au acomodat. La fel și atunci am avut mari probleme cu echipa. Am mers în Ghencea și am bătut. Deci este posibil... Da, 1-0 a fost atunci. 1-0. Am mai avut de arăși un joc foarte bun când am jucat pe Lia Manoliu. La fel ne-au bătut cu 2-1, dar un penalti, minutul 46-47, exact când să plecăm la cabine, ne-au dat gol, după care la fel un gol 2-1 ne-au bătut, dar chinuit. Deci mergem foarte pregătiți și încrezători că putem să scoatem un rezultat bun în Ghencea. Și trebuie să credem, trebuie să ne pregătim. Da, e clar că se poate întâmpla orice și niciun meci nu seamănă cu celălalt. Dacă bine țin minte, în urmă cu 2 sezoane sau anul trecut am bătut cu Ștefan cel Mare cu 2-0, dar nu mai știu exact când, anul trecut sau cu 1-0. 1-0 am bătut. 1-0. 1-0. Da. Asta în contextul în care vine și meciul cu Dinamo după ce jucăm cu CFR-ul la Cluj, e și meciul de cupă cu FC Timișoara. Va fi o perioadă două săptămâni în care vom juca sâmbătă-miercuri. Deci avem o perioadă de întrerupere în care acei jucători care din punct de vedere fizic încă nu sunt 100% au posibilitatea să își revină, să pregătească foarte bine și eu zic că avem forță și jucători de caracter, jucători care pun suflet pentru această echipă și consider că împreună vom putea să salvăm această echipă. O să încercați să folosiți în cupă și alți jucători care nu prea joacă în campionat? O să îi rotiți cumva? Eu o să pun echipa cea mai valoroasă la meciul cu cupa. Este o prioritate pentru noi. Deci trebuie să ne gândim că putem să scoatem Timișoara, putem să jucăm o semifinală, o finală, deci da, să fim optimiști bună și încrezători, pentru, să credem. O ocazie bună pentru Gloria Cupa României, deoarece așa cum s-a întâmplat anul trecut, CFR-ul Ziceni, CFR-ul a câștigat cupa, a făcut eventul, bineînțeles. Ziceniul, chiar dacă a fost clasată pe un loc de UEFA, a avut practic ajutorul CFR-ului. CFR-ul a luat campionatul, Urziceniu a avut drum liber spre Cupa UEFA, spre Cupa Europeană. Așa se poate întâmpla și în acest an, dacă o echipă care nu e clasată în campionat pe loc de UEFA și joacă în finală cu o echipă care la finalul campionatului ocupă un așa loc, poate să meargă în UEFA. Sigur. Deci trebuie să ne pregătim foarte bine și să nu luăm ca, indiferent ce se întâmplă, nu ne calificăm, e Cupa, ne gândim la campionat. Ne gândim, sigur, să ne salvăm, pentru că trebuie să ne îndeplinim acest obiectiv și să mergem mai departe în cupă. Da, s-a demonstrat în ultimii ani că pentru Gloria cupa nu e o specialitate neapărat. Au fost 2 finale jucate de Gloria, una câștigată, una pierdută. Anul trecut, dacă bine țin minte, am ieșit repede, în 16-im. Da, da. Anul acesta... Am privit diferit anul trecut lucrurile. Ne interesa foarte mult campionatul și anul acesta. Știți, la Gloria în fiecare an au fost mari, masive schimbări în lot, au venit foarte mulți jucători.